Așa este, Edi. Sunt convins că foarte multă lume deja se întreabă cât costă un tatuaj. Cât costă un tatuaj la Edi Tattoo, un tatuaj în Vâlcea, un tatuaj de calitate? Abonează-te la canalul Miere TVO pentru mai multe clipuri. Like and share dacă ți-a plăcut. Clicul tău mă motivează. Nu uita să apeși pe clopoțel pentru a vedea primul clipurile. Și să dai un follow la pagina de Instagram. Salut, sunt Otto de la Miere TVO și astăzi îmi voi face un tatuaj. Într-o jumătate de oră trebuie să ajung la Edi Tattoo din Râmnicu Vâlcea pentru a-mi face al treilea tatuaj. Va fi aici pe mână, pe braț, pe partea de interior și este o zonă foarte, foarte sensibilă și am auzit foarte multe persoane care s-au plâns pentru că este o durere foarte, foarte mare în acea zonă, așa că am foarte multe emoții și abia aștept să ajung, să începem odată. S-au întâmplat foarte, foarte multe lucruri săptămâna aceasta. Am câștigat pe vlogul lui Andy Popescu, am câștigat o șapcă, un tricou și o plimbare cu M6-le Cabrio de peste 500 de cai putere. Abia aștept să îi dăm un șoc în motor, să mă duc la București, să mă întâlnesc cu Andy. Azi noapte am fost foarte, foarte entuziasmat, n-am putut să dorm, iar astăzi de dimineață am intrat pe YouTube, am văzut că a pus și Mihai Ungureșan un clip, am făcut o colaborare, i-am trimis niște produse pentru a se bucura împreună cu familia lui de beneficiile produselor apicole și în schimb el a făcut un clip pentru noi, a gătit ceva foarte, foarte gustos, o să las un link în descriere. Îi mulțumesc foarte mult lui Mihai cu această ocazie. Să nu ne mai lungim, haideți să mergem la tatuaj pentru că avem de făcut câteva cumpărături. Sunt gata de plecare, programarea mea începe în 20 de minute, așa că dacă vreți să vedeți cât costă un tatuaj, rămâneți până la finalul clipului pentru a vedea și tatuajul, pentru a vedea și cât costă, care sunt problemele care le poți întâmpina în momentul în care faci un tatuaj, riscurile la care te expui și cum trebuie îngrijit un tatuaj. Cum trebuie îngrijit corect un tatuaj. Rămâneți până la final și veți afla toate aceste lucruri. Haideți să mergem, că nu mai pot de emoții, nu mai am stare, vreau să ajung cât mai repede să stăm de vorbă cu Eddie. Am ajuns la Eddie, suntem la el în salon. Ia uite așa, salon frumos și mare. E singurul salon autorizat din Râmnicu Vâlcea, nu? Cristina? Și vă așteptăm pe toți, dacă vreți să vă faceți un tatuaj, să veniți la profesioniști, pentru că e foarte, foarte riscant să vi-l faceți într-un apartament, într-un bloc, la un prieten care nu are nici experiență și tatuajele, după cum știți, sunt pe viață. Așa că gândiți-vă mai mult înainte să faceți un tatuaj. Știți că eu am o afacere cu miere și mă gândeam să îmi fac această albinuță. Mi se pare foarte, foarte frumoasă și spuneți-mi în comentarii ce părere aveți dacă să-mi fac o albinuță sau nu, sau tot tatuajul. Voi ce părere aveți? Voi completa acest formular, declarați-vă propria răspundere și apoi ne apucăm de tatuaj. Edi desface acum acul, este sigilat, după cum puteți vedea. Era să pic. S-a învârtit. Și acesta este tatuajul. Vă garantez că o să iasă foarte, foarte bine. Am încredere maximă în Edi pentru că este cel mai bun din Vâlcea. Tu ai vrut de când ai crescut să arăți din ce ești făcut. A venit momentul să știi oare cât de tare poți fi. Hai arată că poți, lasă-i mască pe toți și lovește să leșine pe cot. Trimite-i la casat ca pe niște rable la remat, să înțeleagă că au intrat pe teren minat. Ai talent, trebuie să porți coroana. Știu drumul e lung ca pana americana. Schimbă panorama, nu ai ce să pierzi, mai ales când ai ceva în care să crezi. Trage în țeapă frate, la fel ca te pești, ca să făcă ADN-ul pe preș, să iasă cash. Cineva vă rog să rostească sume, că băiatul meu e hotărât să-și facă nume. Nu e timp de glume, citește adversarul și unde doare cel mai tare dă cu farul. Lovește cu ciocanul, preia controlul dacă vrei să-ți asiguri viitorul tău tare. Tu ai vrut de când ai crescut
primul ac. Da, mă gândi la un pic. Gândilici. Vom vedea cum voi fi la sfârșit. Cu lacrimi, cu roșu caracu și cu mult sânge. Bine că Edi știe că sunt veteran. Tatuajul cu steaua după umăr am stat 12 ore să îl terminăm într-o singură ședință. A stat Edi după mine până la ora 2 noaptea. Când o să facă umputurile, atunci o să doară foarte, foarte tare. Bagă capul ăla cu multe ace și... Bine, durerea e relevantă până la urmă, că difere de la om la om. De la persoană la persoană durerea. Așa e. Nu trebuie să vă culcați cu urechile altora. Dom'le, că pe mine m-a durut atât de tare încât n-am putut să rezist sau chestii de gen. E bine, nervii țesutului, cum sunt așezați, cum sunt... Diferă de la un om. Așa e. Foarte multă lume mi-a zis că aici e o zonă foarte dureroasă. Este o zonă foarte dureroasă, dar nu... Și m-au speriat, știi? E relevant. Probabil că o să sângerăm destul de mult la acest tatuaj, pentru că pielea este mult mai subțire decât pe umăr. Și la cel după umăr mi-a curs ceva sânge. Dar nu trebuie să vă speriați, este normal. Pentru că pielea este foarte, foarte iritată și spartă, efectiv. E normal să curgă puțin sânge. Important este să faceți tatuajele într-un mediu corespunzător, la niște oameni care se pricep și care fac lucrul ăsta de mulți ani, pentru că este un lucru care vi-l faceți pe viață, va rămâne permanent pe piele. Și riscurile sunt foarte mari la bolile transmisibile. Exact. Deoarece prin ace și prin aparatură și prin toate, tot ce e contact cu pielea, chiar și un aparat trebuie sterilizat, nu numai vacul, gripul sau, eu știu, totul trebuie să fie steril. Nu corespundem, tatuăm unul după altul sau, eu știu, facem genul ăsta de operație, nu prea este ok. Totul trebuie să fie de unică folosință, aparatele trebuie sterilizate în, cu soluții dezinfectate și sterilizate în lampi ionizante, adică trebuie să fim ok. Da. Da, e foarte important. Riscurile sunt foarte mari. Acum fiecare se supune cum crede la... la dorințele care le vor fiecare în parte, adică în sensul că te duci și îți faci un tatuaj la mai ieftin sau un tatuaj în diverse locuri, fiecare face cum crede cu sănătatea sa și cu pielea lui. Dar e o meserie foarte grea, o meserie frumoasă, dar trebuie să fim răspunzători foarte mult de efectele secundare ale clienților. Așa este. Este foarte, foarte important. Ați văzut, am completat și o declarație pe propria răspundere, pentru că poți să ai și tu vreo boală sau o problemă de sănătate care poate să se agraveze în urma unui tatuaj. Așa că... În general, problemele la tatuaje provin de la neglijențe. Neglijență, ce înseamnă o neglijență? Adică ne spălatul pe mâini adecvat, nu spălăm tatuajul atunci când trebuie, lucrăm într-un mediu nesteril, depunem activități, transpirăm, facem un tatuaj proaspăt și imediat hop, ne ducem la sală, tragem de fiare. Nu este ok, vă dați seama că pielea este supusă foarte mult, mai ales în zona fiind o suprafață foarte mare, infecțiile pot să apară oricând, din orice mediu. Deci este important la un tatuaj proaspăt să îl spălăm la câteva ore, nu? Cu apă călduță. Este foarte important. Apă călduie, să zic așa, nu călduță, fiindcă... Poți să te usture, te arde. Arde, normal. Arde țesutul, ardând țesutul exact cum ai sta în soare. Și exact. La majoritatea le spun, aveți grijă cu dușurile, când faceți dușuri, să nu
facem o leziune la, la țesut din cauza apei. Dacă poți cu apă rece, e ok? Să speri? Da, speri? Este ok, dar nu rece-rece, că nici rece nu este ok, adică da. Vă dați seama, e bognă. Da, deci ceva potrivit la între cald și rece. Camerei. Da. Trebuie spălat des, la 2-3 ore să... Îndepărtăm, mulți fac confuzia asta cu spălatul. Un tatuaj, da, se spală. Din ce cauză? Noi eliminăm toxinele din corp. Și odată prin transpirație eliminăm toxinele din corp și astea, o rană deschisă, poate să apară infecții. Așa. Deci trebuie să fim foarte atenți și să nu ne abatem de la, de la spălata. Lasă că dai o cremă mai încolo, îl spăl mai încolo sau lasă că nu știu ce, nu știu cum. Nu. Deci chiar dacă transpiri un pic, să zic că nu faci sară neapărat, dar poate transpiri. Important e să-l speli. Important e, da, să important e să-l speli. Și în momentul când se dă cremă pe, pe zona tatuată, după 2 ore, când observăm că limfa din corp dă să, să curgă odată cu crema, înseamnă că trebuie spălat. Da. Se face un fel de mucus pe suprafața tatuată. Deci trebuie prima săptămână cel puțin pentru infecții și pentru astea trebuie să avem grijă foarte, foarte mult de, de rană. Că tatuajul e o rană. Și apropo, tatuajul când e proaspăt bătut nu este permanent, el devine permanent în timp după ce țesutul se repară și se fixează tușul în piele. Super, uite, asta nu știam. Deci prima săptămână este foarte, foarte importantă, este critică, ca să spunem așa. Corect. Pentru a avea un tatuaj frumos, cu culorile să strălucească pe un timp mai îndelungat. Trebuie protejat de soare. Exact. Trebuie neapărat să vă dați o cremă, factor de protecție cât mai mare, peste 50. Și un strat gros de tot, m-a învățat Eddie acum 2 ani când am făcut tatuajul după umăr. Un strat gros, 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 dacă se poate să nici nu se vadă tatuajul. În timp ce ne bronzăm, stăm la soare, eventual când mergem la mare și atunci țesutul, pielea în general, e supusă la, la razele ultraviolete. Deoarece un tatuaj hiperrealism sau realisme făcute și astea, griurile se înlătuiesc. Deși mi-e un tatuaj color, ce mi-e un tatuaj alb-negru. Majoritatea acum vin și își fac tatuajele alb-negru de frică, domne, culorile se duc în timp și astea. Nu este adevărat. Deci culorile... Din contră, culorile sunt, e mai ok color, fiindcă o culoare pe o piele închisă sau pe o piele mai bronzată, să zic așa, iese mai în evidență. Păcând un tatuaj al negru, dacă stompăm griurile, se mătuie, adică devine de la un negru închis spre un gri mătuit. Mătuit. Și în momentul ăla nu mai sunt griurile alea dinspre închise spre deschise. Adică bloom-ul ăla, wow-ul ăla, știi, când vezi un portret realizat proaspăt și vindecat. Și atunci problema nu este a tatuatorului, problema este a clientului că nu a avut grijă de el. Deci să ne înțelegem, tatuajul nu este un moft, este o artă pe care trebuie să avem responsabilitate, mai ales că ne reprezintă și pe toată viața, că până la urmă ne aparține. E din corpul nostru și ne aparține. Așa este, Eddie. Sunt convins că foarte multă lume deja se întreabă cât costă un tatuaj. Cât costă un tatuaj la Eddie Tattoo, un tatuaj în Vâlcea, un tatuaj de calitate? Este relevantă întrebarea cât costă. Chiar este relevantă întrebarea cât costă, deoarece se calculează la centimetru pătrat, nu la oră. Se calculează la... Să zic, la dificultatea tatuajului, fiindcă sunt tatuaje care sunt mici, cu multe detalii, sunt tatuaje care sunt mari, care conțin multe detalii și automat se calculează în funcție de mărime și în funcție de detaliile care le conține un tatuaj. Majoritatea care ne întreabă cât costă un tatuaj, nu putem să răspundem prin Facebook, prin WhatsApp sau prin alte site-uri, deoarece nu este relevant, adică nu știm nici noi. Eu pot să zic un preț, poate mai ieftin sau mai scump. Cel mai bine e să veniți la salon să vă faceți o măsurătoare, interacționăm verbal, vedem despre ce este vorba, ne cunoaștem mai bine. Exact. Iar un preț în mare așa ar fi, adică este 5 lei pe centimetru pătrat. Color și al negru 4,5. Deci 5 centimetri color pe 5 lei pe centimetru pătrat color și 4,50 lei pe centimetru pătrat alb-negru.
Asta este prețul standard, dar cum v-a zis și Ed, prețurile pot să difere foarte mult în funcție de mărime, de complexitate, de na, multe lucruri. Cât de bine îl cunoști pe omul care te tatuează și așa mai departe. Cea mai des întrebare, în afară de cât costă un tatuaj, cât durează. Deci oamenii trebuie să înțelegeți că tatuajul pe care vi-l puneți pe piele stă o viață întreagă. Deci pe piele, da? Exact. Asta e o întrebare prostească cât durează, fiindcă nici noi nu putem să calculăm orele cât... Na, pot să zic 4 ore și tatuajul durează 6 ore. Exact. Atunci ce am făcut? Deci este relevantă întrebarea. Să lucrează încet și bine. Asta este răspunsul meu. În ziua respectivă vă luați zi liberă pe toată ziua. Exact, asta vreau să zic și eu acum. Luați-vă liber toată ziua pentru că vă trebuie timp. Adică nu vă duceți grăbiți la un tatuaj. Puteți să grăbiți și tatuatorul și artistul care vi-l face și poate să nu iasă 100% calitatea pe care și-a dorit-o artistul sau o ați dorit-o voi. Nu grăbiți artistul, gândiți-vă că, cum a zis și Eddie, gândiți-vă că o să-l aveți toată viața. Eu v-am zis, am stat 12 ore la tatuajul după umăr, dar efectiv timpul de tatuare a fost undeva la 9-10 ore, deci 2-3 ore să spunem că s-au pierdut cu pregătirea, cu pauzele de țigară. Vă dați seama, am mai ieșit și eu să mai fumez câte țigare, pentru că sunt fumător, am mai băut o cafea, am mai mâncat ceva, dar mai mult de 2-3 ore n-au fost pauze. Am rezistat, am încercat să nu comentez prea mult, să nu mă plâng foarte mult, deși la un moment dat a început să mă doară foarte tare. Nu arătați artistului durerea, da. Chiar dacă vă doare nu arătați, fiindcă în momentul ăla devine milos odată cu dumneavoastră și vedeți... Nu mai poate să mai facă lucrarea așa cum trebuie, adică și încetinim din muncă. Exact, dacă tu te vaizi mereu, aoleu, mă doare, mai lasă-mă un pic. Și mai... plus de asta, încolo să-l terminăm în câteva ore, îl terminăm în mai multe ore. Deoarece, exact. Na, ne gândim și noi la dureri, la... Deci cel mai bine e să lăsați artistul să vă facă lucrarea așa cum trebuie. Și asta e, când ne supunem, când ne ducem într-un salon de tatuaje, nu mai întrebăm dacă doare sau nu doare. Eu consider că orice act introdus sub piele se simte, e logic. Da. Dar, na. Și durerea e relativă pentru fiecare, poate să diferă. Sunt clienți care dorm, sunt clienți care, na, mai simt ici picolo, depinde cum reacționează nervul țesutului. Da, uite, pe mine nu mă doar. Nu au fost client să zic, dom'le, nu mai rezist sau nu mai pot sau chestii de genul. Da. Sunt foarte, foarte, foarte surprins pentru că nu mă doare absolut deloc. Până acum simt, nu știu cum să vă zic eu, o mică furnicătură. Dar acum ești cu capul ăla, cu două ace sau un ac. Mai puțin aci. Linia 5. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă 5 ace. 5 ace? În formă lipite, în formă de butoiaș, da? Uh-huh. Rele, așa, de 5. În care, pur și simplu, tăiem pielea. Facem o linie. Da. Deci sunt 5 ace, în formă de butoiaș. Și nu pot să spun că mă doare. Absolut deloc. Deocamdată. Întotdeauna spre sfârșitul tatuajului veți simți dureri mai mari, pentru că la început artistul conturează tatuajul, îi dă conturul și apoi se apucă să umple spațiile și atunci folosește mai multe ace, este suprafața mult mai mare și trebuie să dai de multe ori, să insiști pentru a scoate un negru închis sau umbre. Și atunci apar durerile mai mari la sfârșit. Eu o să vă țin la curent. Deocamdată vreau să fac o pauză, că mă doare mâna, să țin telefonul. Și vă țin la curent cu parcursul tatuajului. Până acum este foarte, foarte ok. Nu mă doare deloc.
Singura problemă care am avut-o a fost că mi-a amorțit mâna din cauza poziției, dar tatuajul nu doare absolut deloc. Recunosc că am fost foarte, foarte speriat, pentru că mulți prieteni, multe cunoștințe mi-au spus cât de dureros este un tatuaj într-o zonă ca asta, pentru că pielea este sensibilă, dar nu este deloc așa. Adică, după cum v-am spus, toată lumea simte durerea altfel, iar pe mine nu mă doare deloc în această zonă. A fost mult mai dureros tatuajul ăsta de aici, mic. Dacă mai aveți și alte întrebări referitor la tatuaje, puteți să le lăsați în secțiunea de comentarii sub acest video și voi încerca să răspund la toate întrebările. Nu m-a durut deloc până acum, după cum vedeți, conturul e gata, a început Eddie să umple. Foarte, foarte ușor, simt o mică jenă atâta. Chiar dacă nu mă doare, sângele a ieșit, ia uitați și aici, un pic putat. Dar nu trebuie să o faceți grijă, normal să sângereze pielea. Depinde de fiecare țesut, în fapt, și de zona de imprimare. Așa e, unii pot să sângereze mai mult, alții mai puțin. Cam acesta e progresul după 2 ore. Mai avem un jur de o oră și este gata. Uitați ce frumos arată. Deja începe să se contureze. Aici deasupra este poza. A început să mă doară foarte puțin, însă e suportabil, e ok. Și să pierd sau să pierzi oricum, așa că dă-le să sară. Dă-le să sară. Dă-le noapte de Arad și beton de București. Dă-le să sară. Dă-le să sară. Dă perversă de Craiova, serios, ca în Moldova, ca să știe tot ce și cine este la prova. Și faci tot ce faci să faci și să faci bine. Nu te dai în spate nici cu clonți după tine. Din sărăcie rea mai rău nu o să fie. Ai simțit ce ai trăit? Ești lacrimi și nebunie. Și nu-i lăsa că vor să-ți ia tot ce-a mai rămas drag în inima ta. Da, e chiar așa, cu sau fără motiv, ori intenționat sau nu, dă-le nu doar instinct. Că nu suntem tari de cap, dar avem capul tare. Și nu suntem doar vagabonți, o dăm tare. Tu ai vrut de când ai crescut să arăți din ce ești făcut. A venit momentul să știi oare cât de tare poți fi. Inima bate, sângele fierbe, pregătiți imediat câteva șerbe. Că unii o să afle că prezentul e crud și că azi durerea doare, nu e ca la Hollywood. Repet, durerea trebuie să doară, să te compare cu o bombă nucleară. Și toate javrele să astupe urechile, să ascundă privirile, să-și înghită vorbele. La adversari să le dea eroare, că n-au știut vreodată ce înseamnă devastare. Să se lase cu întuneric la mansardă, să-și alimbă în gură toți cu cât o targă. Joacă-te cu mintea lor, să uite cum îi cheamă, cine sunt și ce vor. Toacă-i mărunt, mic de tot, compot, fă-le cea mai tare groapă, tare, tare de tot. Tu ai vrut de când ai crescut să arăți din ce ești făcut. A venit momentul să știi tare poți fi. Ridi, mai bagă puțin roșu aici la tatuajul de acum 2 ani. Am terminat în sfârșit tatuajul pe care am venit astăzi și mă ustură acum foarte, foarte tare. Gata, am terminat tatuajul. A ieșit foarte, foarte bine, m-am și înfoliat. Nu știu dacă se vede folia. Mersi, Eddie. Super.
calitate, vă așteptăm aici la Editatur Râmnicu Vâlcea, dacă doriți tatuaje de calitate. A ieșit foarte, foarte frumos. O să pun poze pe Facebook, pe Instagram, să mă urmăriți, Miere TV. Până data viitoare, eu sunt Toto. Ciao! Mai sus, tot mai sus. Mai sus, tot mai sus.